Așa da, dragilor, bună ziua și bună ziua. Dragul meu, am exerciții de matematică. Tema pentru acasă, clasa a 5-a. Și trebuie să vă mărturisesc că sunt, iată, surprins de întrebarea asta. Ce, cum să facem noi ca să vă găsim pe dumneavoastră? Că să găsim toate lecțiile. Tastați, dragilor, pe Google Plus online. Nu pe Google. Ca să găsiți, intrați în... Nu la întâmplare să găsiți un set de lecții. Deci pe Google. Google Prof Online. Deci tastați pe Google Proful Online. Deci pe Google Proful Online, da? Îndată va apare link-ul meu. Ela, nu pot să tasez așa să arătăm și la camera acum pe telefon, ca să fie concret. Ca să fie o poveste, nu o vorbă, ci să-i putem ajuta nu numai pe ei, ci și pe toți ceilalți. Deci, se scrie pe Google Prof Online. Și la camera te rog să vedeți. Să pornesc nerul. Așa. Așa. Și scriem pe... Așa. Proful Online. Da, oare se vede? Eu zic că da. O să mă uit eu în camere. Deci pe Google aici. Da. Tastăm. Proful. Proful. Online și intră. Da. TV. Indiferent cum puneți, uitați. Prof Online TV. Prof Online blogul. Așa, blogul de acolo. Da. Și vine mai aproape chiar. Mai aproape. Ei... Și apare. Așa apare ce? Video-matematica, lasă-l un pic mai jos. Ce apare? Apare pe link-ul acela, vreau să-l scrieți. Prof Online, profesor Ioan Ursu, Google Prof Online, telefonul și nu știu ce. Exact. Deci apare așa, scrieți acolo ce apare. Prof Online, ăla e link-ul care vă interesează. Prof Online, liniuță, profesor Ioan Ursu, Google Prof Online, telefonul și nu știu ce. Și când trageți de imagine, apare video matematica și video aplicatorul, dar și online. Și dăm click pe video matematica. Da. Apare odată pe exact lecțiile care se fac pe Prof Online TV. Da. Și când tragem pe aici, clase, dragilor, da. Pe clase apare. Clasa 5, clasa 7, clasa 8. Vă duceți pe ce clasă sunteți. Așa. Și acolo, de exemplu, ne ducem acum pe clasa 5. Sunt 104 lecții la clasa 5. Și în data apar toate lecțiile la clasa. Și apar toate lecțiile. Uitați, ultima lecție am făcut-o pe 10 noiembrie. Lecția 1173. Ei, toate lecțiile sunt acolo. De aceea puteți profita. Și fiecare dintre cei care sunt interesați, așa trebuie intrat, ordonat, nu pe YouTube. Că pe YouTube intrați destul de împrăștiat. Da, pe după teme. Pe Google Prof Online, video matematica, clasa 5-a și direct pe lecțiile voastre. Și lecțiile acelea le vedeți pe toate. Nu pisați pe ce ne înseamnă aici. Că aici este o simplă întâlnire care face material pentru ca să lucrăm pe internet. Așa văd toți vorbitorii de limba română de oriunde ar fi din lume. Deci toți vorbitorii de oriunde ar fi din lume. Da. Asta vreau să vă spun. Că... Da? Da, simplu. Îți va arăta. Deci la putere dreapta tot omul. Imediat. Da. A, așa. Haideți să pornim la treabă cu următorul lucru. Mai întâi, să vă vorbesc de factor comun. Da. Factor comun. Uitați, să știi că 7 pe lângă 2 plus 3 plus 5 egal cu. Dacă sunteți atent, vă vor explic. Dacă nu... Voi cu toții fiți atenți. Deci, asta înseamnă să avem distributivitatea tuturor. Adică eu sunt 7 cu 2, 7 cu 3, 7 cu 5. Deci egal cu 7 ori 2, plus 7 ori 3, plus 7 ori 5. Asta s-a învățat în clasa a 3-a. Da? Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Când s-a plăcut înmulțirea, ați făcut și problema asta. Deci se mulțește cu 7 toți factorii de acolo, în paranteză. Tot așa de bine trebuie să înțelegi. Dacă scrieți 7 pe lângă x plus y
minus z. 7 pe x minus x plus y minus z. Acum am înlocuit numerele acelea. Înseamnă ce, Davide? 7x. 7 ori x plus 7 ori y. Minus 7 ori 7 ori z. Asta înseamnă, da? 7 ori x plus 7 ori y minus 7 ori z. Invers acum. Dacă veți avea scris așa și vedeți factorul ăsta comun, deci îl vedeți pe factorul comun 7 peste 2, uitați-vă așa, atunci scoatem pe 7 în factor comun. Iată, dacă vă dau următorul. Să spunem 7x plus 14y minus 35z egal cu. Aici nu am pe 7 comun peste tot. Scoatem în funcție de 7. Adică pe 14 zicem 2 ori 7. Pe 35 îl scriem ca fiind 7 ori 5. Și este 7 incorporat. Da. Și va fi egal cu 7 pe lângă. Pe lângă cine a rămas din primul? 1. 1 ori x, adică x. X. Plus, dar i-a pus? 7y. Plus? 2y. 2y, da, atenție, 2y. Minus 5z. Minus 5z. Este minus. Deci respectăm semnul. Și plus și minus, dacă îi respectăm semnul, cât a rămas. Uite, 2, 2 la puterea a 7 plus 2 la a 9 minus 2 la a 10 plus 2 la a 13 egal cu. Ștefan. Copiem baza. Da. Și adunăm exponenții. Ei, grav. Nu e morțire, Ștefane. Când am așa, 2 la 7 ori 2 la 9, atunci copiem baza și adunăm 7 plus 9. Da? Exponăm. Deci, atunci se copie baza asta din exponenții. Dar la adunare de putere. Se calculăm, nu? Se calculăm, da? Mă apuc să fac 2 la 3 și la 2 la 10. Este o lucră. Dar dacă ar fost la 2 la 100, o să vedem mult mai târziu, dacă vă dau eu de date. Date de zăbăt. Dar voi scoate pe 2 la 7 în factor comun. Nu este pe 2 la 7 comun, nu este tot. Ba, dar este cel mai mic. Este cel mai mic. Și ce dacă? Păi eu scoatem 2 la 7 și împărțim tot la 2 la 7 toate numerele. Aaa. Și cum se par două putere care iau orice? 2 la 9 împărțit la 2 la 7 este egal cu 2 la 2. Da? Deci că pe cel mai mic și vine 2 la 7 pe lângă. Ce a rămas aici? 2 la 2. Aici? Da, 1. Foarte important. 1 plus 2 la 2. Că am scăzut din 9 pe 7. Că așa se par două puteri care au cer bază. Minus 2 la câte? 3. 2 la 3. Și plus 2 la 6. 2 la 6. 2 la a 6. Ăsta este factorul comun. Deci înglobat în toți termenii aceia s-a aflat 2 la 7. De ce? Scoatem pe el cel mai mic, da? Da. Hai să mai facem un calcul. 2 la n plus 2 la n plus 1 plus 2 la n plus 2 plus 2 la n 2 la n plus 2 lăsăm până aici să se arate, să se arate că tot timpul numărul ăsta se împarte la 7. Se împarte exact, se divide, adică fără rest. Da? Deci să se arate că numărul ăsta se divide la 7 oricare ar fi n natural. Acum nu trebuie să gândim care e, nu? E, nu? Nu? Indiferent ce le pui acolo. Păi, dar ultima cifră trebuie să se împarte clar la 7. La adunarea aia de paranteză trebuie să se împarte fix la 7. Ultima cifră să fie 7, zici tu, al numărului? În paranteză, nu neapărat orice vreau. Ultima cifră să fie o cifră care se împarte. Eu nu pot afla ultima cifră, că depinde de noi acolo. Deci nu pot afla în ultima cifră a lui 2 la n, 2 la n plus 1, 2 la n plus 2. Dar nu putem scrie 2 la puterea
3n plus 3. 3n plus 3. Am găsit. Am demonstrat. Cum ai găsit tu? Am demonstrat. A adunat toți exponenți. Atenție mulți. Foarte atent este el. Este atât de atent încât greșește grav. Mai devreme am spus. Da. Mai devreme am spus că nu se adună exponenții, nu pot opera, că e adunare între ele. Atunci a fost scoate factor comun pe ele. Păi tu de aia să scoate factor comun că este cel mai mic. E altă ceva. Măi, Darius, ce greșeală ai făcut acum, nu mai vrea să faci vreodată. Și ai făcut-o la cât timp de aici? La 2 minute. Nici două minute. El a făcut greșeala, Ștefan, cred că e înțeles bine că nu mai fac niciodată asta, și doi revenit imediat. Cu greșeala aceea. Dar doi la el putem scoate factorul comun. Deci echivalent. Poate spune că doi la el, pe lângă. Pe lângă cine-i Darius și Ștefan? Hai să vedem și pe ei, Darius. Doi la... Ce-a rămas aici? Este unul ori doi la el. Deci, nu înseamnă că aici, dacă nu suntem atenți, Mihaela, face următorul lucru. Te unde să lucreze. Cum am face cu mine, nu știu cum e Irina. Te unde să lucreze și mai vine cu urmă. Este extraordinar, e păcat ca să... Da. Este frustrant, ce să spune și omul să te arde cu... Are dreptatea. I-au lucrat și acum... Te rog frumos, du-mi test de același, că acolo ne întoarcem și atunci este lucrul cel mai important. Pe 2 la N, la 2 la 1. Deci, 2 la N. Rămâne 1. Că e 2 la 0, nu? 2 la 0. 1 plus 2 la 1. Plus? Plus 2 la 2. Plus 2 la 2. Se divide, 7 înseamnă să împarte exact, asta înseamnă. Deci, fără rest. Da? Și egal mai departe, cu 2 la N. Deci, mai cu 2 la N pe lângă. Cine face paralelizarea? Calculăm. Păi, acolo, da? 7. Deci, ori 7. 2 la N, ori 7. Oare se divide la 7? Nu mă lasă. Păi, da, deci, multiplul de 7 se împarte la 7. La împărțire, unul din factor se împarte exact. 7 împărțit la 7 face 1. Da? Și 2 la N. Deci face răspunsul corect 2 la N. Și N la 1. N poate să fie oricare. Oricare. N poate să fie 1, 7, 100. N-are importanță. Că asta am spus. E diferent ce N este acolo. Acum noi ne-am copiat calculatele. Poftim? Unii copii acum se ocupau de calculatele. Nu înțeleg. Hai cum? Să-l calculeze pe ea, să dea valoare. Nu, că n-am dat cu cine este. Să dea valoare care le vrea el. Nu, asta e la să nu știu mai copii. Da. Că indiferent ce ne punem, tot timpul, bățea se face exact. Deci, insist într-o dată. Am descoperit grava greșeală, aceea de a spune că la adunarea a două sau mai multor puteri, voi copiați baza și adunați exponenții. Este un corect, e foarte grav. Când se adună exponenții? La mulțire, copii. Atenție, la mulțire. Știți că la mulțire se scad exponenții. Dar la adunarea acolo și când ne apare situația de asta, trebuie să facem un factor comun. Și acum... Ce facem tot în comun? Da. Acum facem niște mâncauți sau... Să facem... Să vedem acolo să vedeți și la asta. Am lăsat-o pe beton, nu știu. E vezi din... Da, am lăsit pe beton. Deci copiii ați înțeles factorul comun? Mare atenție, da? O să mai lucrăm cu factorul comun, da? Acum trebuie sumă Gauss. Acum să vă fac cu profesorul și o sumă Gauss, ca să vedeți cum să fac sumele Gauss. Cu putere, cum cu putere. Cu putere, cum domnul profesor o să vă dați. Trebuie să întâi cu numere simple, că așa adunare era cu 300. Când e sumă de putere, nu mai este sumă Gauss. Puteți face după o anumită, dacă nu există sumă Gauss. Deci, când am o sumă de putere, nu mai e vorba de o sumă Gauss. Ați înțeles? Păi, de exemplu, cum rezolv? E calculez 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 la 4, tot așa, până la 2 la 100. Dar poți să faci așa. Poți să faci și asta, dar calculez de sumă Gauss. Aceea e altceva. Da. E altă fel de sumă. Imediat. Deci, sume. Hai.
Acum Claudiu vă face, da? Eu vreau să văd o sumă dinainte. Imediat ai să vezi. Stai și la sumă. Știu să o fac și așa. Dar nici pe aia cu 300 plus 350 plus 310 înainte să o faci. Nu, el l-a adunat. Păi nu, nu, nu așa se face suma. Da, nu știut. De asta, domnul profesor, vreau să-ți facă și cu numere. Nu mai pute. Deci, 9 plus... 9 plus 13 plus 17 plus și așa mai departe plus 401 egal cu? Observăm că suma este din 4 în 4. Da. Deci de unde îți dai seama? Pentru că calculăm 9 minus 13 minus 9 17 minus 13 plus 9 minus 4. Deci eu am asigurat din start. V-am transmis un mesaj. E vorba de o sumă de, a unor terme care nu, fiecare se obține din cel din față plus 4. Ăsta din cel din fața asta e a plus 4. Și știm că suma se oprește la 4. Dar trebuie să fiu sigur că aici m-am oprit la un termen deștept. Că nu-mi permit eu să am orice numai. E treaba autorului de regulă. Corect. Deci autorul când dă un exercițiu și transmite mesajul de la doi termeni. Trebuie să fie atent pentru că poate să fie greșit de stea 400 și nu o să fie greșit. Deci mai el, el 401 să facă parte din seria numelor acestora, încât, iată eu, dacă aș merge înapoi, care ar fi înapoi ultim? Numărul din față. Da. 398. Din câte aveți? Din 4-4. 397. Apoi plus, ăsta din urmă ar fi 393. Și așa mai departe, fiu înapoi și trebuie să mă lipesc de 17. Dacă nu mă lipesc de 17, eu prostii. Cum verific? Deci autorul, dacă își asumă, și el își asumă răspunderea, când dă ieșiciu, pentru a avea ideea de calcul a unui sume Gauss, el dă doi sau trei termeni, primii doi, trei, ca să anunțe din cât în cât merge. Și pe ultimul. Dar dacă nu-l dă corect, este treaba lui. O greșit el. Bine ar fi ca voi să vă dați seama. Ia zi, da. 401 minus 9 împărțit la 4. În paranteză. Asta e numărul de termeni, domnul profesor, te întreabă altceva. Eu am avut impresia că tu ai ghicit. Da. Dacă 401 e deștept, e chiar... Dacă 401 este unul din aceea bine gândit de mine, că să știți că nu am învățat acasă, am o idee. Da? Cum anume am gândit asta? Să nu învățe la 4. Și cât face? Să împart exact? Păi dă 200 de cu rest. Cât e restul? 1. Dar 9 dacă împart la 4. M-am gândit la multipli de 4 plus 1. Și când am dat-o ca valoarea 2, 4, 2, 8 și 1, 9, când am dat valoarea 3, 4, 3, 12 și 1, 13, 4, 4, 16 și 1, 17, și când am dat 100, 4, 100, 400 și 1, 401. Asta a fost ideea. Deci când construiesc o sumă Gauss, plec de la o formulă, da? Și eu de aici încolo puteam să zic 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Da? Important este că așa am de gând să găsești o sumă. Și acum, Gauss, cum s-a descurcat, el ideea e poate nu-i dispune de Gauss. Sume Gauss. Gauss a observat următorul lucru. Că 9 plus 401 fac 410. Că 13 plus 397 tot 410. Tot 410. Și așa mai departe,
Deci se sesizează că ultimul, primul plus ultimul, următorul plus penultimul, fac totdeauna același lucru. 410. Deci de aceea adunăm pe primul plus ultimul. Deci, ăsta e motivul. 9 plus 401. Da? 9 plus 401. Ori 401. Ori jumătate din grupe. Din câte numere sunt. Dacă eu am făcut tot 2, câte 2, câte 2, câte 2. Numărul de echipe este la jumătate. Da. Deci, înmulțit cu numărul de grupe. Numărul de grupe. Ăsta e motivul, da? 9 ori 4 sunt numărul de grupe. Și vreau mai departe cum. Alo. Da, dar nu am început meditația la 6 ori acum. La 6 jumate. Dacă vrei să vezi pe Proful Mai TV, deschizi acolo la Proful Mai TV și vei vedea la clasa 6 jumate. Acum sunt la clasa 5. Dacă te uiți pe Proful Mai TV, vezi că sunt în direct acum. La revedere. Mă insist. Deci, ori jumătate din numărul de termen, măi. O jumătate, că s-au redus numărul de termen la jumătate. Deci, urmează cu de doi. Și de ce îți spun? Egal cu N, 9 plus 401, așa, ori numărul de termen pe 2, supra 2, numărul de termen pe 2, pentru că numărul de grupe s-au înjumătățit. Și egal mai departe, întrebi numărul de termen. Ei, acum, David, ești tu profesor. Da? Aici întrebi numărul de termen. Poate și mie să înțeleagă, David. Da. Află numărul de termen. Păi și la 4. Nu vă gândiți. Câți termeni sunt aici? Până la 17. 3. Adică din 17 scad pe 9. Deci din 17 scad pe 9. Pii. Cât face 17 minus 9? 18. Păi da. 8. Egal cu 8. Împart la... din cât în cât cresc ei. Deci împart la... din cât în cât sunt ei. La 4. Împart la 4. Deci am scăzut din 3, 17 pe 9. Și am împărțit la din cât în cât cresc ei la 4. Și plus 1. Plus K. Vedeți că încep cu primul, al doilea, primul. Așa era plus... plus un, încă un 1 plus capătul, cum ai zis, da? Și 8 împărțit la 4 egal cu 2 și plus 1 egal cu 3. Deci numărul de termen e 3 până la 17. La fel este și când sunt mai mulți. Ia să vedem. Zi tu, David, dacă ai înțeles. Cum e? Dacă aveam modelul ăsta. Da. Deci acum ca s-a făcut câți termeni sunt aici, ce fac? Ultimul minus primul. Da, ultimul. Din 401 scădem pe 9. De aici l-am scos din 17 pe 9, da? Acum din 401 scad pe 9. 401 minus 9. Da? 401 minus 9. Totul împart la 4. Și apoi 1. Corect. Da? Deci este numărul de termen. Care trebuie mie aici, numărul de termen care trebuie. Da? Este egal mai departe cu 401 minus 9 face cât? 392. Împărțit la 4 plus 1 și egal cu... Faceți 392 împărțit la 4. Hai faceți împărțirea asta că nu mai știu. 94. 94 e bine? Nu, 98. 98. 98 plus 1, 99 de termen sunt. De termen? Deci 99 de termen. Adică aici mă voi locui cu 99. Încât suma va fi egală cu 94-401 fac cât? 410. Ori 99
Împărțim la 2, supra 2. Păi, pe n-aș putea... 410 cu 300 cu 2. Da. Adică se împarte la 2, asta înseamnă 205. Și egal cu 205, ori 99. Și 205 ori 99. Da, calculăm. 20.295. Aici calculăm. N-am de ce faci, da? Deci 20 din? 20.295. 295. Iată, dragilor, cum se calculează dumneavoastră. Pe scurt, înțelegem așa. Mesajul că avem de face cu suma unor termeni care merită suma aceea calculată prin formula aceea lui Gauss, mesajul este dat de primii 2-3 termeni. Ultima acolo trebuie să facă parte din legea aceea de adunare. Adică el trebuie să fie cu o rețetă. Eu am văzut-o aici, în minte. Dar e treaba autorului. Nu vă bateți voi cap. Nu ne batem cap. După ce ați sesizat din cât în cât merg, știți bine că tehnica de lucru pentru calculul neastfel este primul plus ultimul, oricâți termeni sunt ei, dar aici e problema, așa e sarcina ta, ca să afli câți termeni sunt, din ultimul termen de sumă, scădem pe primul, da? Scădem pe primul, împărțim rezultatul la din cât în cât crește ei. De data asta de 4, altă dată din 3, altă dată din 5. N-are importanță la rații se cheamă asta. Rații, adică cât s-a dat lucrurile, etc. Poți? Foarte fain ați explicat. O să mai facem una, să vedem dacă ați înțeles. Da, da. Mă bucur că ai înțeles. Uite că m-am uitat la tine și tu când ai zis așa fain ați explicat, te-am văzut cum cu ochii sufletului tu ai zâmbit spre mine. Adică am înțeles. Da. Da, este extraordinar. Asta trebuie să facă profesorul. Deci el trebuie să transpune, să nu mai fie el. Da? Așa trebuie să fie. Bun. Învățăm la 4 și plus 1, ca durăm și capătul. Da? Plus 1. Facem una, domnul profesor, nu? Mai facem una. Facem una ca să ne convingem că Daria, tu taci. Da? Daria, tu taci. Și Ștefan și eu fac de la profesor aminte. Corect. Și face Ștefan și Darius. Ok. Ca să ne convingem că au înțeles și înțeles. La fel de momente să nu uitați like și share. De să like și share. Este un ajutor imens. Așa cum voi ați descoperit târziu, să spunem, șansa a fost că acum 2 ani m-a descoperit Mihaela și ușor a dus la prieteni. Iată, voi aveți o sarcină imensă în afară de like și share, să vă duceți mesajul spre colegii voștri. Cum a făcut-o Davide? A făcut fruturea și a dus-o prin școală. Este extraordinar. Pentru asta mi-a intrat la inimă. Deci el a spus, așa ceva trebuie să fac. Ca și prietenii mei și cei care nu au știut, să poată astfel intra pe profonă. Hai să vedem altă. Hai să vă spun cum compune ieșițul. A vedere, da? Am să zic, numerele pe care le avem sunt de tipul 6K plus 4. 6K plus 4. Ok. Și dau lui K o valoare cu care să plec start. Pentru K egal cu 3. Înseamnă că eu plec și la 1 și la 2 și la... Dar n-are importanță. K egal cu 3 și bine în egal cu 6 ori 3. 18 și 4, 22. Deci primul termen de start este 22. 22. Plus, lui K ai dat 4 acum. Sau dacă vreți, lui 22 îi mai adaug un 6. Da, nu așa, așa. Ați vrea să-l faceți plus 5 sau plus 3? Ce? 6 K plus 3 sau plus 5? Cu numărul 5. Nu, să nu fie aceeași rație, știți? Că poate ei cred că nu mai sunt parte numai la 4. 6 K plus... Dar 7. La 6 e rația mea. La 6 e rația? 6. Haideți să facem 7 K plus. Stai. A, 6 e rația. Ok. Cât a dat aici? 4. Tot ai găsit. Dar n-am contat de tot. Pentru K egal cu 3, deci mi-ai 22. Pentru K egal cu 4, nu devine... 28. Vine 6 ori 4, 24. 28. Deci, practic, s-a ajutat încă ori 6. De la 22. Da. Deci,
plus 28. Da? Plus 28. Așa. Ce nu merge? Da, ceva nu merge și am așteptat dumneavoastră. Este extraordinar. Da. Tu faci tot ce îți merge. Exact. Și ce nu ai lucrul. Asta este lucrul important. Și am 28 plus 10. Plus, plus încă o 6. Da? Încă o 6 fac 34. Și plus puncte, puncte. Chiar acum am transmis mesajul că-s de 6 în 6. Da? De 6 în 6. Da. Și mă opresc undeva la un termen care să fie 604. 604. De parcă că ar fi 100, da. 604. Și contează și la 90 și la da. Mare importanță. Dar modelul de număr de aici super. Da? De 604. Și e cam mai departe cu. Deci asta e sumă Gauss. Termenii sunt anunțați, primii trei transmit mesajul de 6 în 6, e limpede acum că am o sumă Gauss. Termenul acesta, eu mi l-am asigurat, nu puteam să-l dau la întrebare, am făcut acum la vedere cum vă pun profesorii, să spunem, ieșiți. Da? Este asta este. Primul plus ultimul. 604 plus 22. 604 plus 22. Oricât sunt ei învățilatori. Ori numărul de termeni. Vezi? Eu aș putea să număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar cum se număr până la 608? Ar trebui să scriu pe toți până la 604? 604? Nu. De aceea, ca să-i găsesc cât sunt ei să aflu, din 604, scad pe 22. Deci numărul de termeni este egal cu termenul să-mi pun Darius. Darius. 604 minus 22. Minus 22. Împărțit la... Într-o paranteză, ca să fie împărțit, da? Totul. Da. Totul împărțit, da? Deci rezultatul scăderii se împarte la... Împărțit la 6. Bravo. Împărțit la 6, sigur că da, din cât în cât sare. Și plus 1. Plus 1, ca a dus și capătul, unul din capete. Plus 1. Și egal cu. 382. Îți face? 582. 500. 582. Împărțit la 6 plus 1. Și egal cu, hai să faci împărțirea. Pot spune eu că e 97. 97, da? Și plus 1? 98. 98. Ei, ăsta era el care întrebea. Deci 98, da? Și voi spune că mai departe cu 600 cât? 26. 626. Da, da. Da? Ori 98, totul pe 2. Atât 98 cât 626 poate păți prin 2, nu? Aici vine 49. Și acum răspunsul sumei acelea este 26 ori 49. 30.674. 30.674. 74. Ai înțeles, Stefan? Ai înțeles și tu? Deci tot ce n-am făcut, dar țin de vizibilitatea, nu fac ce-am ciutat. Ai înțeles, da? Deci nu mă duc în termene. Mă, niciodată, niciodată. Primul căci, ultimul, nu am înțeles, mă, tot e simplu. Da? Deci e clar. Și dacă înțeles, e foarte clar. Și... Deci, încă o dată, e valabil. Copiii au un interes maxim dacă știi să-i câștigi. Adică ei se uită, dacă nimic nu înțeleg, n-au decât o singură soluție. Se uită, pitează, se mai joacă, se fac orice. Da, că se spune ce altceva. Oriceva, orice ceva, atâta vreme nu pricep. Facem o sumă cu putere acum, da? Mă întorc la Emil Gauss, da? Da. Deci o sumă de putere? Sau în cazul 6 e niciodată o sumă de putere nu este o sumă Gauss. Să ne înțelegem bine.
Niciodată. Păi, adică, nu știu să vedea că aș face pe la 2 ori, pe la 5 ori, pe la nu știu să vedea. Păi aceea este un produs, păi, un făcut de, de sumă. Sumă că s-a plânte. Eu mai știu doi de la întâi. Dar să dăm două profesori, dă un exemplu imediat. E o sumă din aia cu putere, da? Hai să calculăm următoarea sumă. Deci, 2 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus la mai departe, plus 2 la 8 era 100. Egal. Au să învățat în clasă, nu, până am învățat la chestii 2 acolo, este că 2 la dea, de fiecare dat o se repete și o să fie 2 la 100 plus 2 la 100. Cum? Deci acolo era 2 plus 2 la 1 și ăsta, de fiecare dată primul termen, se va repeta. Da, e 4. Adică 2 la 0 plus 2 la 1 dă 2 la 1. Acolo e 2 plus 2 la 1, se repete. Din 2 la 1 plus 2 la 1 și în primul am învățat că se o se repete factorul de fiecare dată și o să fie 2 la 100 plus 2 la 100. Deci răspunsul este 2 la 100 plus 2 la 100. Da, 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 Ștefan. Așa vom învăța, Ștefan? Nu. David, așa vom învăța, doamnă? Poate ați, ați strecurat pe o greșeală, n-ați înțeles la clasă. Nu, așa. Nu țin minte, n-ai văzut așa ceva. Deci, nici nu putem, dacă el o înțeles greșit, nu putem învăța. Dar unde e 2 la 100, mama? Nu știu. Ultimul termen, mă. Păi da, și noi ne-a explicat că de fiecare dată, ultimul termen, se va repeta de 2, pentru că primul termen acolo e 2 plus 2 la 1. Da, și unde ai spus al 2 la 1? Și 2 la 1 plus 2 la 1. Și dacă le, cum spune, nu știu cum a spus. Asta, dacă aduni, de exemplu, al 2 la cu penultimul, îți dă 2 la 100, nu? Nu, îți dă 2 la 100. Nu, 2 la 100 nu se poate aduna. Adică se poate aduna, dar dă un număr pe care nu poți. 2 la 100 dă un imens și acolo 2 la 100 și nu poate. 2 la 1 o să scriem 2 la 1 și de fiecare dată termenul se va repeta. Eu cred că altceva o să zic, domn profesor, dacă îi grupează câte 2 și poate să dea paranteza aia 2 plus 2 la 1 tot timpul comună, dacă îi grupează câte 2. Mă gândesc, după cum zice. Aceea era valabil pentru dizibilitatea la 3. La 3. Da. Deci mecherea aceea acolo era dizibilitatea la 3, dar nu. Este vorba de ideea de a calcula suma asta. Păi, cum vedem, poți o calculăm? Păi, singurul care poți fac, poți scoate factor comun. Pe cine? Pe 2 la 1. Singurul care poți face pe 2 la 1. Dar cred că acolo e 2 la 0 atunci, nu? Sigur că da. Da, e 2 la 0. Nu, da, 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 2 la 0 o să spun. Da? Da, da, da. 2 la 0, care înseamnă de așa 1. Ați repetat, 2 plus 2, da, așa. Nu mai poți scoate nimeni de factor comun. Că 2 la 0 este 1. Ce faci? Și acum, dacă este 1... Deci poți să pun 1, ca să nu mai perfect, da? 1 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 1, plus 2 la 100. Să calculăm suma asta. Dacă acolo e 1, orice număr minții cum, e de acel număr. De la cea. Și mă dau câte ori, vedeți, domnul profesor, că o țin, vedeți? Orice număr minții cu 1, cu primul termen, dă 1. Este asta de clasa a doua. Și aș propune să facem 2 la 3 la factor comun. Ce să facem? 2 la 3 la factor comun, că e cel mai mic în afară de 1. Să lăsăm pe 1 deoparte? Nu mai avea ideea asta. Nu? Nu, nu, nu se agață. Are niște lucruri pe care nu le are. Nu, 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 nu. Da, da. 1 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus puncte 2 la 100. Păi bine să le fie 2 la 3, în factor comun. Pentru că de unde? Da, avem și 2 în față. Păi da, și până îmi lăsăm neapărat paranteții. Deci lăsăm pe 1, nu ne-ar lăsăm pe el. Din partea asta, am avea voie să dăm pe 2 la 1, în factor comun. Da, e cel mai mic, da? Aia. Deci lăsăm pe 1 plus 1 plus. Închipuiți-vă că am scoatem deja
pe 2 la 1 din 4 partea asta. Da? Și pun pe 2 la 1, că așa știți voi, cel mai mic, 2 la 1, cel mai mic, așa pe lângă... Pe lângă. 1. 1, foarte bine, a rămas în locul lui 1, plus... 1 plus. 2 la 1. Foarte bine, 2 la 1, plus... 2 la 2. Da. Plus 2 la 98. Plus puncte până la 2 la puterea? 99. La 89, da. 99. 2 la puterea 99. Pe ultimul care, 2 la 100, fiindcă ați scos pe 2 în factor comun, e 2 la 99, de acord? Și ultima paranteză. Și închidem paranteza. Egal. Așa. Noi observăm că în paranteza de sus este aceeași ca paranteza cealaltă, numai că ne lipsește un termen. Asta e. Deci paranteza asta... Atenție, Darius și... Cu tot termenul ăsta de aici, cu tot termenul ăsta la un capăt, este aproximativ așa, cât la un început, 1 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus puncte, puncte, dar până la 2 la 99. 2 la 100 e 60. N-are de 2 la 100. Paranteza asta n-am luat și de aici. Și atunci adunăm 2 la 100 și scădem 2 la 100. Adunăm și scădem 2 la 100, exact. Sigur că da. Deci va fi egal mai departe cu 1. 1 plus 2 pe lângă. 2 la 1 plus 2 la 2. Pe lângă 1 plus 2 la 1. Da. 1 plus 2 la 1. Plus 2 la 1. Plus puncte, puncte, plus 2 la 99. Plus 2 la 100, minus 2 la 100. 2 la 100, minus 2 la 100. Adică am adunat și am scăzut ca egalul să se respecte. De aceea zicem egal. Dar paranteza acolo, nu în afara ei, da? Da. Deci noi o să adunăm acolo de două ori suma. Stop. Eu avem suma în afară 2 la 100. Asta, că aici e tocmai suma de la început. Asta, yes. Deci asta este yes. Începe de la 1 plus 2 la 1, plus 2 la 1, i-am construit, noi am pus pe 2 la 100. Dar aici la 1, iesu. Deci asta toată este iesu. Așadar, voi spune egal mai departe. O să fie 1 plus, plus de 2 ori suma respectivă. 2 pe lângă ies, hai să luăm așa. 2 pe lângă ies. Minus 2 la 100. Minus 2 la 100. Așa, încât. Acum facem niște. Hai să ne întoarcem la început. S-ul de la început. Da. S este egal acum cu 1 plus 2 pe lângă S minus 2 la 100. Deci S egal cu 1 plus 2 ori 2 la 100. S minus 2 la 100. Și ce ar fi echivalent? Putem să facem distributivitatea. Acum facem distributivitatea și înseamnă că S este egal cu 1 plus 2 ori suma, minus 2 ori 101. Minus 2 ori? 101. Minus 2 ori 100? 2 la 100. 2 la 100. 2 la 100. 2 la 101. Da. Și 2 la 101. Acum duce cel mai bine cu S în partea cealaltă și ceilalți îi păstrăm. Păi avem S egal cu 1 plus 2S minus 2 101. Deci, putem privi egalitatea și din membru ăsta? Davide, deci cu Stefan și cu Davide. Deci privesc egalitatea așa. De aici, ăsta e egal cu asta, dar și asta e egal cu asta. Corect, da. Să scriem așa din membru. Să scriem mai bine așa, dreapta egal cu stânga, da? Deci, echivalent, cum ați spune că 1 plus 2 S minus 2 la puterea 101, 101, egal cu S. Este aceeași scrisă, dar e scrisă din membru celălalt. Păi S cu S se scade. Scade cu S. Minus un S din ambele membre. Și o să iau 1 plus 2 plus S. 1 plus S. Plus 2. Ei, nu plus S, că l-a scăzut. Plus S. Plus S. Păi S. Din 2 S scăzut un S, rămas un S, nu? Da. 1 plus S. Plus 2 la 100. Minus 2 la 100. Minus 2 la 101. Așa e, dar nu seama. Că se nu se face zero. Dar mai trebuie să vă întreabă. Dar noi trebuie să aflăm. Adică voi... Hai să adunăm în ambii membri 2 la 101 și să stăteam și îndreapta. Adunăm 2 la 101. Plus să punem la 101. Să adunăm 2 la 101. Și echivalent. Va spune că
1 plus... 1 plus e egal de la 101. Dacă nu la puterea 100... 1. Dacă e la de 1 acel nu puteți scăpa? Sigur, minus 1. Scădem în stânga și în dreapta de 1. Da, bine. Și înseamnă că S este egal cu 2 la puterea 101 minus 1. Uite cât dă suma. Asta e. Darius, nu dă 2 la 100 ori 2 la 100. Dar e destul de ciudat. Dă 2 la 101 minus 1. Cum 2 la puterea 101 minus 1. Asta e rezultatul sumei. Deci atât dă suma. Deci 2 la 101 minus 1. Cam la cu 2. Dacă cu 3 se face același joc, aceeași poveste, construcția cu suma acela, adunăm să scădem cum ne trebuie. Deci, vedeți, în toată povestea asta, important a fost... Asta, să avem pe 2 la puterea 100. Ca să construim edificiul din mine. Da? Deci tot secretul a fost asta. Așa, dragilor, vedeți, se fac tot felul de artificii de astea, trebuie să înțelese. Copiii pot înțeleg, dar trebuie să le explici cum trebuie. Exact. Nu ne batem joc, spunem, să observ cam așa, nu știu ce, nu știu cum, din fugă, îi spui, nu le spui nimic și să învață mecanic. Și până vrei să știe, nu am cum să știe. Dacă nu te pui bun suflet, dacă nu te expui așa că la toată dragostea și să te... Dacă vrei să ai o clasă bună, trebuie să te asigur ca toți copiii să înțeleagă întrebările. Deci totul depinde de profesor, depinde de pachete, depinde de interes. Așa se explică, repet, mi-ai la... Fă, te rog, publică cât poți de mult, copiii, lecția aceea, scrisoarea aceea. Miruna. Miruna, poate o aduce în seara asta. Și dați-vă din aproape la părinți, să vedeți cam care este starea de spirit a unui... A copilor care sunt în colțul celălalt. Și am învățat cu domnul profesor, l-o găsit pe internet. Sau nu și nu e voie să ajung aici. Asta vă spune. Ci să vezi toate lecțiile. Nu, nu, 10 DVD-uri, sunt 15 ore de matematică. E toată teoria predată de domnul profesor. Toată teoria care a venit cu ăsta. Și clasă. La toate clasele. Și la 1-a, și la 2-a, și la 8-a. Deci de la 5-a. Vreau să ne vedeți acolo. Și sunt în limbajul ăsta care a văzut acum lecția asta. Partea teoretică. Eu despre sume Gauss nu știu să fac altă. E așa. Da? Și toate lecțiile care vedeți. Ați înțeles? Deci toată teoria domnul profesor a făcut niște aluri. Da. Și a pus. Hai, care nu știu. Apropo de Moldova, tot un moment avea lui. Haideți să-l punem aici, acum. Da. Aici sau din spate? În spate, dar nu văzut hainele. Hai să aici, acum. Aici. Ce facem acum? Test. Vă dau varianta 1? Da, varianta 1. Ca să zic eu, Daria, da? Varianta 1 de viață. Da, vedeți. O să facem mulțimi și divizibilitate, n-ați făcut. Super. Și aici, domnul profesor, o să vă explic. Dar nu contează, faci asta. Exact. Varianta 1, da? Da, da, prima variantă. Pentru peță. 1. Așa cum zice. Așezi și pe acolo. Varianta 1 pentru peță. Bun. Lucrează cu noi, da? Da, sigur că da. Voia din Moldova, pe anul ăsta, e clasa a noua, a sunat la cineva și am zis, bine, și tot. Am zis că la 6 ne întâlnim. Da, 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 da. Când ne clasa 8, o să-i trăm acolo. Da, hai. Te rog. Să calculați. Primul cuvânt. 18 plus 10 minus 6 plus 2. 6 ori 2. 18 minus. 6 ori 2. 6 ori 2. Haideți că o să meargă astea ușoare, hai, da? Hai, repede astea, hai! Păi... Dar ține, e dar cu 8, îți plăge minus. 6. 6 deodată, da? Bravo! Deci, mai departe.
2 este cu mulțime, așa că nu ne mai cam. Ba da, subiectul numărul 2, da. E foarte mare așa și exercițiul numărul 2, domnul profesor. Asta a fost 1 în față, da? Acum 2. Fie mulțime. Mulțimea A egală cu? Fie A mare egală cu? 2, 3, 5, 6 și 7. 2, 3, 5, 6 și? 7. 7. Și mulțimea B mare egală cu? Nu am făcut mulțime. 2, 4, 6, 8 și 9. Îi zic, domnul profesor. 6, 8 și 9. Calculați. A reunit cu B. A reunit cu B. A interpretat cu B. Și B mai puțin A. Și B minus A. Dar uite când ia și un profesor. Și B minus A. Minus A. Niciunul dintre voi n-a scăpat mulțime. Vei ce valoare? Și acum domnul profesor vă explic. Copii, când sunt date o mulțime, mai trebuie să înțelegem ce înseamnă mulțime. Mulțime înseamnă mai multe obiecte la un loc. Exemplu de mulțime. Mulțimea elevilor de aici, din clasa asta. Da? Deci mulțimele pot fi date indicând fiecare element. Am să vă spun. Mulțimea formată din două elemente. Stan și Bran. Stan și Bran, i-am numit. Stan și Bran. Adică două. Două obiecte, două elemente. Și când spun trei, spun... Cele trei, da? Da? Stan, Bran și... Și Lucian. Lucian. Deci le-am identificat. Am spus, băi, mulțimea formată din obiectele astea. Stan și Bran. Mulțimea băncilor de aici. Una, două, trei, patru. Să-ți înțeleg. Vezi, pot să le indic concret. Pot să le indic concret. Sau să dau o proprietate de caracterizare. Deci ziceți, mulțim. Știți așa, mulțim. Mulțime. Definiție. Dar ai scris și tu, nu? Exact așa am scris. De ce te revolți? Nu înțeleg lucrul pe care o faci. Deci, când zic mulțime, predau acum capitolul de mulțime cum trebuie să fie predat la școală. Da? Ei, definiție. O colectivitate de obiecte. O colectivitate. Activitate de obiecte. Asta înțeleg de mulțime. O colectivitate de obiecte. De exemplu. De exemplu. Stilourile, creta. Așa! Tabla. Mulțimea tablelor de aici înseamnă o singură tablă. Da. Da? Dar eu am indicat aici o mulțime de numere. Pe 2, 3, 5, 6 și 7. Sunt o mulțime de 5. Deci e o mulțime de exact și la numit cine sunt. Da. Ei doi, trei, și nouă aparține mulțimii A? Nouă, numărul nouă. Nu, aparține mulțimii B. Mulțimea se notează așa cu acolate, copii. Dar doi aparține și mulțimii A și mulțimii B. Sigur că da. Și șase. La fel și șase. La fel și șase. Deci am început să avem puncte de vedere. Am înțeles ce înseamnă mulțimea. Da. O colectivitate pe care o punem între acolate. Da? Da? Deci, tot am să întreb ceva. Mulțimile se notează cu litere mari. Încă următorul lucru important. Mulțimile se notează cu litere mari. Da? Mulțimile se notează cu litere mari. A mare, B mare, C mare, da? Poate să le A, B, C și mai departe. Una se. Da? Mulțimile se notează cu litere mari. Obiectele care sunt cuprinse în mulțime se pun între acolate, notați. Deci obiectele mulțimii se pun între două acolate. Obiectele mulțimii se pun între două acolate. Da. Pentru a ști care sunt obiectele, le urmărim de acolo, din interiorul acolatelor. Trebuie să fim atenți la ei. Ne dăm seama dacă este sau nu în mulțimea respectivă, da? Da. Deci, obiectele astea se pun între acolate și acum zice moduri de a indica o mulțime.
indică o mulțime. 1. Precizând toate elementele din componență, deci precizând elementele din mulțime, le precizăm. Concret, am spus A mare, bunoare A mare, egal cu mulțimea formată din stan și bran. Îți dau două elemente, stan și bran. Nu mai discutăm. Ce am dacă îl pun Felician? Da, dar acum am pus să-i stan și bran. Atât rău. Apoi, mulțimea B egal cu 2 și 7. Am precizat foarte bine. 2 și 7, nimic în plus. Nu mai spun că 9 ar fi, că 3 ar fi, că, nu? E 2 și 7, punct. Deci, ați înțeles ce înseamnă e număr? E număr, le arăt, le spun cu atâtea. Mulțime, care e mulțime? Concret, atâtea sunt câte am spus acolo. În cazul meu, mulțime este 2, prima mulțime, adică mulțimea, este 2, 3, 5, 6, 7. Corect. Și din anul 2? 2, 4, 6, 8, 9. Punct. Asta sunt. Altele nu sunt. Bun. Și dar trebuie să stabilesc un protocol prin care să spun că un element aparține și nu aparține. Păi... Există un simbol. Simbolul ăsta este. Notați-vă. Între un element și un pic. Fiți așa. Între un element și o mulțime, între un element și o mulțime, se stabilește relația de apartenență. Deci între un element între un element și o mulțime se stabilește relația de apartenență. Adică voi spune simbolul ăsta. Așa este simbolul. Aparține. Așa se desenează. De asta ce am zis? Aparține. Aparține. Păi asta l-a zis. Asta și e. Trebuie să spun neapărat în ghilimele? Nu, eu l-am pus între ghilimele ca să știți simbolul. Dar nu o să spun. Iată, voi spune aici. 2, în cazul, reveniți la cazul de sus. 2 aparține lui B. Aparține lui B. Mulțimile. 2 aparține lui B. E foarte simplu, nu mai trebuie. Apoi. 7, 9, nu aparține lui B. A, e tăiat. Da? Nu aparține, îl tăiem. Deci când aparține, așa ne adresăm cu simbolul ăsta. Că nu? Și că nu aparține, îl tăiem. Ca la română. Ca la română. La română. Dacă sunt antonime, da, e legat tăiat. Bun, bun. Stan aparține lui B. Stan aparține? Stan. Aparține lui ăla? Aparține. Nu aparține. Deci, ai văzut că dacă credești, Stan nu aparține, mă duc prin limbajul tău, Stan nu aparține lui B. Că nu-l găsesc acolo. Stan. Bun. Ați înțeles că între elemente și mulțimi se stabilește relația de apartenență. Aparține sau nu aparține? Simbolul ăsta este. 2. Alt mod de a indica o mulțime. Un mod clar cu ăsta. Cum fii gândată? Că nu-mi place. Nu, uite, nu vreau deja tine. Tu ești o... Nici nu am făcut mulțim, nici nu mai făcut mulțim. Domnul profesor vă predă mulțim. Da, și vom face și acest exercițiu. Da, vom preda în limbajul acela pe care vreau să-l înțeleagă toți colegii mei profesori. Corect. Deci ce fac eu acum, Daria? Dacă ai dat răbdarea să mă urmărești. Dar eu fac un lucru pe care îl și înregistrăm. Și acest mesaj înseamnă așa. Colegii mei profesori, așa trebuie să predea lecția asta. Bun. Doi, alt mod de a indica mulțime. Care este adică? Mulțimea tuturor elevilor de aici, care poartă ochelari. Unu. Corect. Vezi? Nu m-am referit la X. Sau mulțimea elementelor de elevi. Am indicat o proprietate. Care are creț frumos.
Da? Sau care și mulțimea numerilor care se divide la 4. Sigur că da! Proprietatea de caracterizare. Sau mulțimea numerilor de copii care au vârsta de 15 ani. Sigur că da! De aici? Da, de aici. Mulțimea mămicilor din sală. Nu e tot o mulțime de profesor? Sigur că da! Sigur că mulțimea profesorilor din clasă. Mulțumesc, corect, bravo! Mulțumesc tablelor! Mulțumesc tuturor tablelor! Da? Mulțumesc tuturor tablelor de aici! Mulțumesc ușilor! Ușilor de aici, la spațiul ăsta! Mulțumesc băieților cu ochii albaștri! Wow! Cine e cu ochii albaștri? Iată, iată cum se pune în evidență pe proprietatea lui, caracteristică lui, și se subînțelege el foarte repede, cu proprietatea de caracterizare. Foarte tare. Deci, doi, prin proprietatea de caracterizare. Deci nu mai venim, specificăm pe toate elementele, numindu-le, ci le spunem proprietatea lor caracteristică. Uite, voi zice așa, mulțimea amare, amare, să mulțumesc că generic vorbesc, da? Amare, egal cu mulțimea tuturor elementelor X, că nu știu ce sunt acelea, tuturor X, care au, pentru care X au proprietatea enunțată. Ei și au proprietatea, aici e o enunțată, proprietatea, au ochii albaștri. Exact, băieții cu ochii albaștri. Deci mulțimea tuturor elementelor X-ilor, mulțimea tuturor băieților, și acum de ei spun, care au ochii albaștri. X are proprietatea enunțată, adică renunțată. Da. Da? Cu proprietatea de caracterizare. De doar un element? Depinde, poți fi mai mulți ochi albaștri. Dar dacă e unul, unul? Dacă e unul, unul, sigur. Și ce se întâmplă pentru unul? Pentru unul, sigur. Să subînțelege că este din clasa asta, a? Și ești numai tu. Darius. Da? Deci aici, acum, dacă zic ca proprietate ochi albaștri, Darius. A, egal, Darius. Da. La nu știu ce înseamnă. Toți persoana ta. Totul ești. Da. E bine, ia să zicem. A mare egal cu toți acei X cu proprietatea că X egal cu X divizori. Divizori pentru 8. Divizorii lui 8. Care sunt toți divizorii lui 8? Adică ce ce se întâmplă la care se împarte exact? 8. 8, sigur, da. 16, 2, 1, 4. La care se împarte? 2, 4, 2, 4, 0. Deci 8, ai spus? 1, 0, 1, 0, 0, ia să vedem. 2, 4, 2. 0 poate să fie? Da, da. 8, 8 împărțit la... Nu, nu, este o regulă. 8 împărțit la 0. Se poate? A, nu, că... La cum să ai 8 mereu să le dai la 0 copii? La nimic. Niciodată un cifru nu se poate împărți la 0. Niciodată un cifru nu se poate împărți la 0. De 0 nu. Deci împărțirea, împărțirea la 0 nu se poate face. Adică 2 poate fi. Deci, nici vorba aici. 8, 1. 2 și 4. 4. Da? 8, 1, deci 2 și 4. Este o mulțime de 4 numere. Da? Deci este o mulțime formată din 4 numere. Ăștia sunt numesc divizori, tot am deschis vorba, sunt numesc divizori. Improprii, da, divizori, divizori improprii. Uitați, mai 1 și 8. Sunt improprii, că orice număr, 7 pe cine are, pe 11 pe 7. 20 pe cine are, pe 11 pe 20. Sunt improprii aceștia. Și ăștia se numesc divizori proprii. Divizori proprii. Da? O
ocazia asta v-am vorbit și ce înseamnă divizorul. Cubic, da. Da, v-am anunțat și pe partea asta. Împărțirea se fac exact la da. Fără rest, scoate cuvinte. Eu cu băieții să învățăm că n-ați mai vrea. Bun. Divizorii improprii sunt 1 și 8 pentru 20, 1 și 20, pentru 17, 1 și 17. Aceștia sunt improprii, că orice număr e așa. Iar ceilalți care sunt în afară de aceștia, se cheamă divizori proprii. Bun. Mă întorc acum. Copii, hai să te rog un pic. Deci mulțimile se notează cu litere mari. Ele, între acolade, am ori e număr concret, să le văd câte sunt, să le percep cu ochiul meu, ori dau o proprietate de caracterizare. Cum a zis mulțimea divizorii? Mulțimea băieților cu ochiul albaștri. Mulțimea cailor de pe lună. Zero. Asta e. Deci nu există niciun cal pe lună. Mulțimea suprema. Asta, mulțimea care nu are niciun nemes, numește mulțime vidă. Notați-vă. Vidă. Mulțimea care nu are nici un element se numește mulțime vidă. Și pentru ea s-a gândit un simbol, tot așa, un loc tăiat. Mulțime vidă, așa se numește. Domnul profesor, dacă ar putea să existe cai pe lună? Nu există pe lună. Și mulțimea pe lună. Bun, hai să zicem. Mulțimea superioară. Copii, haideți că avem mult de făcut. Da. Mulți. Ne mobilizăm. Deci da? Ați înțeles ce e ne mobilizăm, trebuie să mobilizăm cu ce vrea bunea. Deci mi-a trebuit să mă duc la emoțiunile de bază, pentru că nu puteam să vorbesc cu operații cu mulțimi fără să înțeleg și ai emoțiuni. Deci, dragilor, pentru colegii mei, trebuie să aibă răbdare, să fie, să trăiască de parcă pentru ei emoțiuni de acum le-a descoperit. Dacă odată cu asta transmisă această stare, copiii stau atenți și urmăresc. Rămân cu linția învățată din casă. Dacă tu plictisit fii acolo și arunci niște lucruri pe tablă, plictisat, este transmită și copiii. Nu vreau înțeles, dar să înveți din